Legăturile PSD-ului cu reprezentanții lumii interlope sunt, se pare, mult mai strânse decât s-ar fi crezut. Într-o zi de mare însemnătate pentru întreaga creștinătate, ziua pomenirii marelui mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, Adrian Suțianu a făcut pactul cu ghenoșii de prin județ, apropiați atât de lumea interlopă cât și de cea politică. Un astfel de personaj cu legături în ambele tabere este și numărul 2 în PNG-ul dâmbovițean, prin vicepreședintele Vlad Oprea. Chiar și presa semna la cu ceva vreme în urmă prezența becaliotului Oprea la chiermezele lui Florin Ghenosu. Imaginile difuzate pe canalele media ni-l arată pe becaliotul Oprea, fost candidat la europarlamentare, așezat la loc de cinste la masa nașului Ghenosu. La masa unuia dintre locotenenții lui Ghenosu se afla Vlad Oprea, fost candidat PNG la europarlamentare. Și el a dat dar, alături de doi frați din Titu cunoscuți apropiați ai lui Pârjol. De la Vice Costru și Vlad, 900 de euro! Acesta este personajul alături de care s-a afișat senatorul PSD Adrian Suțianu, un apropiat al lumii interlope. Coincidență sau nu, de ceva vreme se vehiculează cu insistență zvonul că Suțianu ar fi bătut palma cu câțiva băieți certați cu legea pentru acțiuni îndreptate împotriva inamicilor politici. Fără a-i putea acuza pe capii PSD de asociere cu mafia dâmbovițeană, mai sunt coincidențe supărătoare care fundamentează scenariile vehiculate underground. Concret, celebra judecătoare Elena Turcu, fiina senatorului PSD Adrian Suțianu, a dovedit o inexplicabilă clemență față de capii lumii interlope în jurul cărora orbitează colaboratori ai senatorului social-democrat. În 2007, secția penală a tribunalului Dâmbovița, condusă de Elena Turcu, l-a eliberat din arest pe temutul interlop Ghenosu. Deciziile controversate ale judecătoarei Turcu în ceea ce îl privește pe Florin Pârjol nu s-au oprit aici. Ghenosu și-a reluat vechile obicei și nu s-a sfiat să-și facă dreptate cu pistolul pe străzile Târgoviștei. Arestat după acest incident, celebrul Ghenosu a fost eliberat în 2008 de aceeași Elena Turcu, fiina senatorului PSD Adrian Suțianu. Legăturile socialdemocraților cu personaje certate cu legea nu se opresc aici. În postul Paștelui, socialdemocrații au împărțit cu suspectă dărnicie băuturi alcoolice în mai toate localitățile județului. Suspectă a fost nu doar dărnicia pesediștilor, ci și respectiva licoare achiziționată de la firma lui Petru Fabian, supranumit regele alcoolului, reținut în luna noiembrie anului trecut pentru evaziune fiscală. Potrivit unui comunicat de presă al DNA, în perioada 27 ianuarie 2003-7 martie 2003, inculpatul Petru Fabian, asociat unic și administrator în fapt al SC Sorpau SRL Târgoviște, l-a determinat pe inculpatul Simion Constantin, administrator în acte al acelei societăți și președinte al Comisiei de Recepție a Mărfurilor, să întocmească 151 de note de intrare recepție, atestând operațiuni comerciale nereale, respectiv achiziții de băuturi alcoolice naturale în cantitate de 4.934.950 de litri de la o societate comercială din județul Vâlcea. Aceasta pentru a da o proveniență licită producției proprii de alcool a SC Sorpau SRL introduse pe piață. Astfel, prin ascunderea sursei taxabile și sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale pe linia impozitului pe profit și a TVA-ului, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 7.334.658 de lei. De remarcat este că recipientele distribuite cu suspectă dărnicie de socialdemocrați erau lipsite de timbrul fiscal, lipsă ce nu l-a deranjat pe senatorul avocat Suțianu. În concluzie, direct sau indirect, indivizi certați cu legea de teapa lui Ghenosu sau lui Fabian devin pioni importanți în strategia electorală a candidaților socialdemocrați, inclusiv sau mai ales a lui Adrian Suțianu, în perspectiva alegerilor locale din iunie 2012.